Frica nu este reală. Este o poveste pe care ne-o spunem de dragul comodității. Zilele trecute, când o pregăteam pe Amalia, fetița mea de 2 ani, să se culce, mi-a spus ceva care m-a șocat. Ca toți copiii de vârsta ei, plină de energie și pusă pe șotii, nu voia nici de cum să o îmbracă în pijama. A început să se cațele pe gratiile pătuțului în partea exterioară. Eu încercam să îmi extind răbdarea cât de mult cu putință. Era târziu și voiam să mă culc. Ea nu era de aceeași părere. Se cățăra, întorcea privirea spre mine și râdea. Am auzit-o că îngâna ceva și am făcut ceea ce orice părinte face când copilul care învață să vorbească mai rostește un cuvânt nou. Am pornit antenele. Și în acele clipe de claritate a minții, trăind momentul prezent, bucurându-mă de jocul fetiței mele, am auzit clar ce a spus. Rostea repetat cuvântul cazi, cazi, cazi. Șocat, mi-am dat seama că fetița mea repeta acel cuvânt pe care l-a auzit de la un alt adult într-un context asemănător. O să calzi. Ea rostea acest cuvânt râzând cu gura până la urechi. Acum nu prea știe ce înseamnă să cazi. Într-o zi va cunoaște din experiență ce înseamnă asta. Problema însă nu e aici. Marea problemă este că ea va asocia din ce în ce mai mult experiențele în care își extinde zona de confort cu cuvântul cazi. Copiii învață o frică exagerată de la noi, adulții, pentru că asta e povestea pe care ne-o spunem și nouă atunci când experiențele ne împing spre lărgirea zonei de confort. Cazi. Și în loc să depunem efortul necesar pentru creștere, mai degrabă ne spunem povestea căderii și ne retragem cu minți în carapacea noastră. Ne e frică de cădere, că vom cădea, că vom scădea în ochii celorlalți, că vom cădea, vom pierde aprecierea celorlalți, că vom cădea, vom fi judecați de ceilalți, că nu suntem suficient de buni, că suntem slabi, că nu suntem suficient de atrăgători, de frumoși, frumoase, că nu suntem suficient de ușor de iubit. Ne e frică de cădere, că vom eșua, că vom dezamăgi, că vor râde de noi, că ne vor arăta cu degetul, că vom rămâne singuri. Povestea căderii, cu cât ne-o spunem mai des, cu atât se va transforma în plânsul și glasul unei profeții care se va auto-împlini. Și ne ajunge un singur mic eșec, de care să ne proptim toată greutatea poveștii noastre despre cădere, ca să putem generaliza și să ne închidem șansele de creștere în favoarea unei zone de confort lipsită de împlinire și bucurii mărețe. Simon T. Bailey, un autor american de culoare, spune că până la 4 ani copiii operează la nivel de geniu. Dar pe măsură ce creștem, începem să credem povestea căderii. O să cazi și ne normalizăm. Da, așa mi-a povestit și mama mea despre mine când eram copil. Erai precoce, îmi spunea mama, și uimeai pe toată lumea. Erai un mic geniu, dar pe măsură ce ai crescut, te-ai normalizat. Pe măsură ce creștem, învățăm frica. Renunțăm la scânteia excepțională din noi, la geniul din noi și ne normalizăm. Învățăm că este periculos să fii excepțional, învățăm că este periculos să te diferențiezi, învățăm că putem cădea dacă avem îndrăzneala să depășim zona în care ne simțim în siguranță. Ce ar fi dacă în loc de povestea căderii ne-am spune o altă poveste? Ce ar fi dacă am crede o poveste mai bună? În timp ce am rămas șocat la cuvântul caz pe care repeta fetița mea, am avut această revelație, să spun o poveste mai bună, ține-te bine. Și asta am făcut. De fiecare dată când Amalia rostea cuvântul cazi, eu repetam povestea, ține-te bine, ține-te bine. Când îți pui povestea, ține-te bine, capeți curaj. Ține-te bine înseamnă să ai încredere că poți, că vei reuși. Ține-te bine înseamnă că ai primit deja resurse pe care le poți folosi să urci mai sus. Ține-te bine înseamnă că nimeni nu te poate opri fără consimțământul tău. Înseamnă să nu renunți până nu-ți vei vedea visul împlinit. Înseamnă să perseverezi, să te ridici atunci când cazi și data viitoare să te ții mai bine. Înseamnă că
ceea ce e mai bun, mai frumos și mai adevărat urmează. Înseamnă că dacă mai reziști puțin, vei reuși. Înseamnă să nu te lași de pasiunea ta, înseamnă să te bucuri de ea, să râzi privind în jos, văzând cât de mult ai urcat. Să poți spune și altora aceeași poveste. Ține-te bine! Înseamnă să simți împlinirea momentului și să guști fericirea și să străiești geniul, să fii excepțional, să fii tu. Așadar, ține-te bine! Asta e povestea pe care mi-am spus-o și eu în câteva clipe de claritate.